Am revenit, Irina Nichifiriu, coordonator local în cadrul campaniei Adoptă o Mamă, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara, Irina, și bine ai revenit în jurnal! Bună seara și bine v-am găsit! De această dată vorbim despre Adoptă o Mamă. Ce exact presupune? Ce presupune cea campania? Cea mai frumoasă campanie adresată mamelor. Este o deosebită plăcere să o coordonez, pentru că mă simt așa atașată de ea, eu fiind și o mamă. Și mă bucur tare mult când pot să fac și eu o bucurie altor mame. Este o campanie care se desfășoară la nivel național. A pornit de la inima mare a Mirelei Retegan, tanti prezentatoarea de la Reașca Juzurii, pe care toată lumea o cunoaște, toate mamele, n-ai cum să nu o cunoști. Și din inima ei mare a izvorât această campanie și mă bucur tare mult că m-a ales să contribui și eu, iată, în Iași. Sunt peste 16 orașe din țară care participă la această campanie. Concret, ne dorim să adunăm cât mai multe pachete cu produse de îngrijire, cu o hăinuță frumoasă sau cu ceva drăguț, o carte, o ciocolățică și ce mai... Ce i-ar plăcea unei mame exact să primească de ziua exact ei, da? De ziua 8 ei, de 8 martie. Și să le ducem mamelor aflate în dificultate, care poate că n-au apucat să primească poate vreodată un cadou de 8 martie sau din puținul lor încearcă tot timpul să facă un cadou copii lor mai degrabă decât lor însele. Și atunci venim noi, iată, cele care ne descurcăm mai bine, care avem un surplus poate și facem un cadou acestor mame, pentru că și ele merită să aibă zâmbetul pe buze de 8 martie. Și cel mai important, vorbim de o echipă de oameni cu suflet mare. Exact, în Iași avem o grămadă de parteneri, vreo 14 cafenele, business-uri mici, centre educaționale și așa mai departe, care ne ajută în demersul acesta de a aduna pachetele. Ne-am gândit să fie cât mai simplu pentru telespectatori să ajungă acolo la partenerii noștri. Așadar, cei care vor să facă o astfel de surpriză, că până la urmă este vorba despre o surpriză, cum o pot face? Nu avem voie să dăm nume de restaurant și așa mai departe, dar mai multe detalii îi spuneai că pot găsi pe... Chiar pe site-ul Mirelei, mirelaretegan.ro, găsiți toți partenerii din Iași, unde se pot duce pachete, o să vedeți că sunt mult mai mulți decât cei așa pe care mi-au venit imediat în minte. O să îi recunoașteți și după afișele de pe ușă, scrie mare, adoptă o mamă. Ne-am dorit foarte mult și ei și-au dorit să se implice, pentru că credem că este o cauză frumoasă. Este, iată, luna martie, nu? Luna în care toate femeile ar trebui să primească un cadou și contribuția noastră contează. Aceste mame care urmează să primească un cadou știu despre acest lucru sau chiar vor fi surprinse în acea zi? Cred că majoritatea vor fi surprinse, pentru că noi colaborăm cu asociații care le au în vizor, să spunem așa, în protecție, da, așa. Și chiar ne-am dorit să fie o surpriză, pentru că cine nu-și dorește să aibă o surpriză frumoasă, cine nu reacționează frumos când primește ceva drăguț. Și atunci am mers către asociațiile acestea și ele au venit către noi cu câteva detalii despre mamele respective, mărimea la haine, vârsta, ca să ne putem orienta ce putem să le oferim în așa fel încât bucuria să fie autentică. Spuneam ceva mai devreme că ești coordonator local în cadrul acestei campanii. Local înseamnă doar municipiul Iași sau vă mai îndepărtați de municipiul Iași, că și acolo sunt mame care trebuie adoptate până la urmă? Într-adevăr, mamele pe care le vom adopta sunt din județul Iași, nu doar din municipiu, sunt și din multe municipiu. Multe din mediul rural, majoritatea, cu siguranță, da, nu? Da, într-adevăr. Din simplu fapt că foarte multe cazuri de persoane care se descurcă mai greu sau au o viață mai complicată se găsesc în mediul rural. Hai totuși să subliniem cele mai impunătoare nevoi ale acestor mame. Din informațiile pe care le aveți, voi, întreaga echipă, cu ce provocări mari se confruntă aceste mame?
Sunt multe mame care provin din medii cu abuz, din păcate, și așa cum zicea și Mirela zilele acestea pe într-o postare, cine nu a trebuit să-și ia copiii de mână și să fugă din casa în care ar trebui să se simtă protejată pentru că pumnii și palmele nu încetează, nu știe cum este, dar chiar dacă nu știm exact cum se simte o mamă atunci, ne putem imagina și ne putem imagina faptul că contribuția noastră poate că va aduce un pic de speranță. Multe... sau poate o idee cum să iasă din mediul respectiv și să își schimbe viața. Multe dintre aceste mame nu au un loc de muncă sigur, să-i spunem, stabil, iar asta înseamnă o mare problemă. Este într-adevăr și multe dintre aceste mame, iată, și-au luat rolul de mamă atât de mult în serios și atât de puternic, s-au axat pe acest rol, încât nu putem decât să ne ridicăm pălăria în fața lor pentru că și-au dedicat viața acestui rol. În schimb, într-adevăr, le provoacă probleme în a se desprinde din anumite situații problemă. Prin intermediul acestei campanii, anul acesta, la câte mame doriți să ajungeți? Nu știu dacă e să vorbim la nivel național sau să vorbim la nivel local. La nivel național, Mirela a lansat așa numărul de 5.000 și încercăm și noi să contribuim cât de mult la această cifră. La acest număr ne dorim foarte mult. Deocamdată avem cam 50 de mame pe care le știm deja, cele cărora le vom duce pachete, și mai aștept încă pe atât număr de la altă asociație. Deci o să zicem 100 mi-am propus eu. Nu mă supăr dacă or să fie mai multe, pentru așa, că cu siguranță avem cui să le ducem și știm multe cazuri care ar avea nevoie. Vom încerca în același timp să nu scădem sub numărul ăsta. Oricum, cei care se alătură campaniei o pot face donând aceste pachete sau chiar contribuind financiar într-un anume cont pe care îl găsesc tot acolo pe site. Și ne vom asigura că toată lumea pe care o avem în vizor va primi un pachet frumos. Tu de cât timp ești coordonator local atunci când vine vorba de Iași, de județul Iași? Aș zice că de prea puțină, este abia al doilea an pentru mine. Bun, dar ne poți spune ce a însemnat anul trecut? Anul trecut a fost foarte provocator pentru că campania fiind foarte aproape la începutul lunii martie, de fapt noi ne dorisem să facem un eveniment foarte frumos în care vroiam să aducem mamele, să le scoatem la restaurant, să le îmbrăcăm frumos, să le machiem frumos, să se simtă într-adevăr regine răsfățate pentru după amiază. După amiază, așa. Exact. Și atunci ne-am dorit evenimentul să fie undeva pe 25 martie de Buna Vestire. Din păcate a venit pandemia, a venit lockdown-ul și toate au fost date peste cap. Am reușit să ajungem cu pachetele de 8 martie abia pe la jumătatea lui iunie. Pentru că așa foarte au târziu, fost condițiile, da, exact. Așa au fost condițiile și dar ați avut respectate un feedback cu siguranță și care a fost acesta? Da, da, bucuria a fost, nu știu, așa mă bucur, mi se face piele de găină, apropo, când mă gândesc cu câtă bucurie ne-au primit și multe au fost foarte uimite, cum mie, pentru mine. Da, da, pentru ele, pentru că sunt multe campanii care vizează copiii, sunt foarte multe campanii care vizează bătrânii, de exemplu, și mamele sunt considerate așa niște supereroine care or să se descurce no matter what, dar iată că chiar dacă ele se descurcă, tot merită să ne oprim și să le apreciem pentru ceea ce fac. Așadar, cei care vor să contribuie la acest gest o pot face foarte simplu. Cine face parte din această echipă de oameni cu suflet mare? Dacă ar fi să vorbim în general, la nivel național. Sunt oameni, sunt voluntari. Sunt în primul rând voluntari, sigur, da, că da. Sunt oameni, sunt și oameni obișnuiți, sunt din persoane tot felul publice, de din domenii, tot felul de da, medii și domenii, da. Până la urmă, scopul final contează și cei care depunem munca din spate, rămânem cu bucuria asta de a face o faptă bună. În afară de această campanie, Adoptă o mamă, cu ce altceva te ocupi în viața de zi cu zi?
Ești mama 24 de copii, așa, da. Sunt foarte mamă de copii, exact. O meserie foarte importantă, cea mai importantă. Și provocatoare trebuie... și care aduce foarte multe bucurii. Și fac cursuri și consiliere cu părinții, încercând să le fac viața mai ușoară și să-i ajut să-și întărească relația cu copiilor. Iar în această perioadă de pandemie, pe ce puneți accent la cursurile voastre? Foarte mult punem accent pe a ne deconecta, a ne descărca noi emoțiile foarte puternice, pentru că acumulăm foarte multe din jurul nostru. Chiar fără să ne dăm seama de multe ori, nu? Sigur că da, și ne dorim foarte mult să nu explodăm. Să nu clacăm, cum să am nu clacăm, spune așa, să nu explodăm, da? Exact, și să fim cât mai prezente pentru copiii noștri și pentru familia noastră și pentru noi înșine, că iată, ajungem în punctul în care mama se lasă pe al înșpelea loc. Hai să vedem care sunt și recomandările în acest sens. Dacă tot vine și, dacă tot se apropie și ziua mamelor. Uite, cum ne detașăm, cum reușim, da? Poate ar fi bine să luăm așa ca exemplu campania aceasta și să ne dăm un pic de timp nouă însene. O mamă fericită înseamnă un cămin fericit. Un cămin fericit, e adevărat această... Exact. Când mama zâmbește, copilul râde, cum spune chiar campania aceasta Adoptă o mamă. Într-adevăr, în momentul în care îți iei un pic de timp și te centrezi, te echilibrezi, cu siguranță vei fi mai răbdătoare, mai calmă, mai bine dispusă, mai jucăușă și toată lumea din jur se va alinia acestei stări de bine. În această perioadă de pandemie și copiii se confruntă cu mai multe provocări, să nu le spunem chiar probleme. Cum ai observat un din discuțiile pe care le ai cu părinții, poate mai puțin copiii, în special cu părinții? Cu părinții, eu lucrez cu părinții și într-adevăr și copiii au resimțit această perioadă. Pentru unii a fost mai greu cu școala, cu grădinița online, cu deconectarea asta, cu faptul că părinții sunt acasă, dar de fapt nu sunt acasă, nu ai acces la ei. Cei foarte mici iarăși au avut provocări tot din cauza asta, că aveau impresia că dacă părinții sunt acasă, de exemplu, dacă lucrează de acasă, pot au acces la ei, la ei, da, non-stop, da. Și au fost dezamăgiți. Ceea ce am observat eu totuși este faptul că și părinții și copiii s-au bucurat de această apropiere, de faptul că n-au mai pierdut ore în șir pe drum, că au deci avem fost și aspecte acasă, pozitive, exact, și trebuie, da, să le scoatem, da, în vedere. Da, 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 da. Și chiar și copiii mei câteodată mă întreabă, oameni, dar nu mai pleci și tu pe undeva? Mai ia o pauză. Eu lucrez în continuare de acasă și cum te-ai descurcat și cum te descurci în continuare cu această perioadă? O zi, câte o zi pe rând, așa, pentru că fiecare zi aduce bucurii și provocări și trebuie să le luăm la rând. Nu pot să mă pronunț că totul e bine sau că totul este rău. În fiecare zi găsesc momente să mă conectez cu copiii, să am grijă și de ceea ce fac eu și când nu mai pot... Respir vorba mamei, beau o cană cu apă și o iau de la capăt. Dar apropo, ce îți spun părinții din discuțiile pe care le ai cu ei? E mai simplu să meargă la birou decât să lucreze de acasă? Pentru unii era mai ușor, pentru alții chiar le-a prins bine faptul că au fost pe acasă și au putut să se mai gândească, să-și reprioritizeze lucrurile în viață. Cred că n-a fost situațiile ușor. Situațiile sunt diferite. Exact, da. N-a fost ușor și eu cred că lucrurile se vor schimba, nu să mai fie normalul acela pe care îl știm, va fi un nou normal care poate că va fi mai bun. Data trecută ai venit cu niște jocuri, ne-ai explicat niște jocuri care ne ajută să ne reconectăm cu copiii, să restabilim niște relații. Haide să le reamintim. Aoleu, dar nu mai știu ce am zis data trecută. Bine. Eu știu doar ce mi-au cerut copiii. Era, sigur, era. Și ne și explicai de care este beneficiul acestui joc. Da, da. Fațe ascunsele e pe principiul ăsta de despărțire și regăsire și e foarte frumos de jucat. Ceea ce mi-au cerut copiii mei recent a fost ceva jocuri din astea în care cumva o competiție, dar în care eu trebuia să pierd
așa, lamentabil și ei să câștige și să fie învingători. Ți-au dat de înțeles asta de la început, nu? Exact. Ei ar trebui să iasă învingători. Și au mai cerut să ne batem, să ne luptăm. Așa, corp la corp. Da, explicai tu de bătaia cu pernele, apropo de jocuri. Și bătaia cu perne, exact. Așa? Sunt niște jocuri foarte frumoase pentru că odată te ajută să consumi din energia care se acumulează de-a lungul zilei, de la sta pe scaun, de la nervi, de la școală, de la toate. Te provoacă să râzi. Te provoacă să râzi, exact. Te ajută să te joci cu puterea, da? Care e mai puternic, care poate să cedeze puțin, care, eu știu, care are strategii mai interesante, așa, și în același timp nu știu, te apropie foarte mult pentru că provoacă mult râs, multă bună dispoziție, genul ăsta de joacă. Și ne ajută să ne detașăm, asta este, exact. De probleme, să ne detașăm de probleme și să ne apropiem de cei dragi. Foarte important, jocurile în general cu copiii. Mai puțin la pe rețelele sociale, mai puțin pe dispozitivele digitale. Fac parte din viața noastră, clar. Și dar câteodată care este părerea copiii ta? Acum avem nevoie cu orele online, e clar, este ceva indispensabil. Dar cumva mă îndoiesc că există vreun copil care zice o să stau la calculator doar la orele online și nu o să mă joc deloc la nimic. Bineînțeles, nici eu nu mă îndoiesc. Și mai ales la adolescenții care deja folosesc intens dispozitivele astea și pentru recreere, ar fi foarte util pentru părinți să intre puțin în lumea lor. Adică dacă copilul alege să stea foarte mult la telefon, de exemplu, la jocuri, să vină mama și să spună: dar ce joci acolo? Arată-mi și mie. Și cum faci asta? Wow, pot să joc și eu. Hai să jucăm și împreună. Și să intre un pic și în lumea lor. Pentru că asta îi va conecta foarte mult, se vor simți înțeleși, se vor simți acceptați și vor fi mai dispuși să spună ok când mama zice, știi, este de ajuns cât ai stat astăzi, e timpul să închizi. Sunt mulți părinți care se plâng de dependența copiilor față de aceste dispozitive? E o problemă? O vezi tu ca pe o problemă? Sunt într-adevăr și nici epoca nu ne ajută foarte mult, pentru că peste tot sunt dispozitive, peste tot sunt jocuri, peste tot sunt atât de multe atracții în zona asta. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult, chiar într-una din sesiunile de consiliere, o mămică zicea, uite, feciorul meu la școală face tot felul de întrebări pe ora, vrea el să facă cu tare și cu tare și așa. Și zic, ok, păi atunci hai să facem așa, poate el are nevoie să controleze un pic din lucrurile astea asupra cărora nu are control altfel. Ce ar fi să-l inviți pe el să joace, să fie el host pe platforma, da, de învățare și să faceți voi un meeting așa în casă, mami, tati pe un telefon, pe câte un telefon și copilul la butoane. Nu pot să vă spun cât de bucuros era copilul acela și cum s-a încărcat cu energia asta de la părinții lui și era, nu pot să cred, mami, că ți-a venit așa idee și ce minunată ești. Și cum a dispărut efectiv nevoia de a întrerupe ora, de a face probleme și de a cere adică să fie el... satisfăcut cumva această Exact. Necesitate. Adică trebuie să vedem în tehnologie nu doar bau-bau, ci și avantajele de a fi. Iată, copiii s-au putut conecta cu bunicilor. La începutul pandemiei și multă vreme, câteva luni la rând, ce făceam? Dimineața îi sunam pe bunici și pe unchi și mătuși și ziceam, 10 minute facem încălzirea cu toții. Și unul dintre copii era cel care ne arăta ce exerciții să facem și făceam cu toții exerciții. Eu de aici, de la Iași, bunicii la București, mătușile în altă parte și așa mai departe. Iată, ne-am conectat, am folosit tehnologia pentru ceva pozitiv. Și asta e cel mai important. Exact. Și să găsim echilibru între a-l folosi într-un fel și a-l folosi într-un alt fel. Ne și apropiem de sfârșitul jurnalului, Irina. Mulțumesc. Da, deja. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru aceste informații. Spor în toate și te așteptăm și cu alte noutăți. Și eu vă mulțumesc și nu uitați de campania Adoptă o Mamă. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.